Aș dori să citesc câteva versete din Evanghelia după Ioan, chiar din primul capitol, începând cu versetul 19. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 19, Scriptura spune în felul următor. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu, netezis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan Amin. Ocupați locurile. Mă simt în această dupămasă privilegiat că pot să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Și aș vrea să vă spun că sufletul meu, în timpul acesta pe care l-am petrecut până aici împreună, s-a bucurat. M am bucurat de momentele de rugăciune, de momentele de cântare. Dar vreau să vă spun că ceva mi-a atras atenția mai deosebit. Și anume, dirijorul vostru. Am văzut și alți dirijori și din față, și din spate, însă nu cred că am văzut pe cineva care să slujească cu atât de multă legeritate nu indiferență nu vorba ce am doar în cod dacă iese sau nu, ci pur și simplu responsabil, dar foarte stăpân pe sine, sigur că ceea ce face, face bine și face pentru Domnul. Domnul să te binecuvânteze! Așa că, frați coriști, mai ziceți câte o rugăciune pentru el, poate că mai aveți și alți dirijori, nu știu, de obicei la Cluj sunt foarte mulți, la Zalău nu avem niciunul, dar dacă am avut pe cineva, oricum vi l-am trimis aici, așa că... În această după masă am înțeles că ați vrut să organizați o seară în care să se predice evanghelia și să fie, așa cum spunem noi, un serviciu de evangelizare. La servicii de felul acesta e extrem de important să fie oameni care să fie expuși evangheliei. Și mă întreb Câți oameni, prieteni, ați reușit să aduceți în seara aceasta aici? Dacă un singur păcătos spune Cuvântul lui Dumnezeu, se întoarce la Domnul, tot cerul se bucură. Și dacă în seara aceasta, dacă unul singur este prezent aici, care are nevoie de Dumnezeu, înțelege chemarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mai spun că. Avem noi, și cred că și aici la Cluj, un limbaj din acesta bisericesc pe care îl folosim în relațiile pe care le avem unii cu ceilalți. Și probabil că și dumneavoastră, ca și mine, spuneți uneori vecinilor, prietenilor, colegilor, Hai la noi la biserică că avem o seară de evangelizare. Mă întreb eu ce înțeleg oamenii când îi chem la evangelizare. Pentru noi este clar, nu? Evangelizare vine de la Evanghelie și Evanghelie înseamnă vestea bună. Înseamnă că astăzi vrem să aducem o veste bună pentru toți cei care sunteți aici și aș dori ca în continuare Dumnezeu să fie Cel care să ne deschidă mintea și inima și să fim receptivi la ceea ce El vrea să ne spună. Vreau să vă pun o întrebare, dar tuturor celor care sunteți aici, care ați mers sau ați început să mergeți pe drumul acesta al credinței, al pocăinței, sau încă mai cochetați cu ideea să vedeți dacă e bine sau nu. Și întrebarea mea este următoarea. Pocăința e grea sau este ușoară? Frați și surori, stimați prieteni care sunteți aici, pocăința e grea sau este ușoară? Sunt ferm convins că ne împărțim în două, ferm convins. Unii care gândiți, poate ați spus așa, să audă numai vecinul din stânga și din dreapta, e greu, frate, e greu. Sau alții, e simplu, e ușor. Cu Domnul mergem înainte. Și să vă spun că am avut o experiență în biserica noastră, nu cu multă vreme în urmă. Am stat de vorbă cu o soră tânără și discutând mai multe lucruri, mi-a spus așa. Am vrut să renunț. La ce am spus eu? Am vrut să renunț la pocăință. Pentru că pocăința e grea. Am rămas fără cuvinte când mi-a spus aceste lucruri și am întrebat-o: De ce spui asta? Și a zis: Mă uit la cei care sunt lângă mine, la cei care vin la biserică, văd pe ceilalți, celelalte familii, că sunt mai aproape de Domnul că își duc o viață bună, curată, sfântă, sunt oameni neprihăniți și eu sunt departe de ceea ce văd că sunt ceilalți. Și m-am gândit să renunț. Sta de vorbă cu ea mai mult timp, am pus câteva întrebări și a rămas slăvit să fie Domnul. Însă întrebarea pe care, să știți, mi-am pus-o este oare câți din membrii bisericilor noastre renunță și totuși îi mai vedem printre noi din când în când? Câți? Câți dintre cei care vin poate aici au renunțat la ceea ce înseamnă viața de credință, de pocăință, să mai caute neprihănirea lui Dumnezeu? Câți? Și noi gândim că sunt bine dacă vin din când în când. Unii, zdruncinați, cu poveri mari și multe, împărtășesc gânduri de felul acesta. Iar unii oameni nu se pocăiesc pentru că spun că e prea greu. Și așa să vă spun, oricare suntem în locul acesta, dacă n-ar fi Domnul de partea noastră, n-am putea să ducem pocăința. Dar pentru că Dumnezeu ne iubește, pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat în voia sorții, pentru că Dumnezeu ne-a zis, a, bine că te-ai botezat, am mai bifat încă unul și apoi descurcă-te, nu așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu în seara aceasta, pe fiecare dintre noi, aș vrea să vă spun clar, răspicat, Dumnezeu ne iubește, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi avem preț înaintea lui Dumnezeu și chiar dacă uneori e greu, poverile sunt mari, și parcă nu mai știm încotro să o apucăm. Dumnezeu rămâne credincios, este cu noi și a zis că va rămâne alături de noi până la capăt. Îți mulțumim, Doamne, pentru lucrul acesta. Vreau să ne uităm puțin la acest text. O să încerc să. Îmbin lucrurile să nu fie, poate vezi ce unii, plictisitor, frate, pentru că noi ne-am întors la Domnul, ce ne tot chem la mântuire, la pocăință, l-am primit pe Domnul, dar unii au nevoie de mântuire, au nevoie de pocăință, iar alții au nevoie să țină pocăința până la capăt, așa cum Dumnezeu ne cere. Textul acesta este foarte cunoscut, probabil că ați auzit mai multe mesaje din textul acesta, unele chiar și cu un titlu de felul următor. Tu, cine ești? Este gândul pe care vreau să vi-l împărtășesc în câteva minute. Este o întrebare foarte serioasă la care aș vrea să căutăm să răspundem fiecare, începând cu mine și terminând cu oricare dintre dumneavoastră. Tu, cine ești? Povestea aceasta adevărată din cuvântul lui Dumnezeu despre Ioan Botezătorul, istoria aceasta deosebit de frumoasă, viață scurtă și tumultoasă acestui om, prezentată în câteva versete din Scriptură, îl prezintă pe acest om, Ioan, Ioan Botezătorul, că a fost vizitat de niște oameni și oamenii aceștia au pus o întrebare directă, clară, fără echivoc, tu cine ești? Spun că întrebarea aceasta este serioasă pentru oricare dintre noi, pentru că oamenii aceștia care au venit erau preoți și leviți și au pus această întrebare, nu erau interesați de spița de neam lui Ioan Botezătorul, nici vorbă. Cred că știau anumite detalii despre el, cred. Nu erau interesați nici de dacă uh, face parte dintr-o uh, familie pe care poate ei o cunoșteau sau nu o cunoșteau. Nu acesta era interesul lor. Interesul lor era bine punctat când ei au pus întrebarea, tu cine ești? Pentru că ei au continuat spunând, ești tu Hristosul? Și Ioan Botezătorul a zis, nu sunt. Bun, nu ești Hristosul, am înțeles, chiar dacă noi îl așteptăm pe Hristosul, ești tu Ilie? Cumva seamănă lucrarea ta cu ce a făcut Ilie, poate că ești o revenire a lui Ilie. Și el a zis, nu sunt. Și nici măcar prorocul nu sunt. Dar cine ești? Dumneavoastră cine sunteți? Nu mă interesează în mod deosebit numele pe care îl purtați, nici oamenii aceia nu erau interesați de numele lui Ioan. Cine sunteți când veniți la biserică? Cine ești când pleci de la biserică? Cine ești când ești la școală împreună cu colegii tăi? Cine ești? Cine ești când ești pe strada unde locuiești sau în blocul în care stai? Cine ești? Aș vrea să vă spun că în seara aceasta nu putem să plecăm din locul acesta fără să căutăm un răspuns la întrebarea aceasta. Fiecare, tu cine ești? Dar mai mult decât aș răspunde eu la întrebarea asta, cine sunt? Oare ce zice Dumnezeu despre mine că sunt? Ce răspuns ar da Dumnezeu dacă ar fi întrebat el cine este. Ce ar zice Dumnezeu despre tine astăzi? Ce ar zice Dumnezeu despre mine astăzi? Știți că Dumnezeu are un cuvânt de spus în dreptul oamenilor? S-a uitat Dumnezeu într-o zi și a zis, vreau să vă spun ceva despre Iov. Și Dumnezeu l-a văzut pe Iov, cum l-a văzut Dumnezeu pe Iov? Un om neprihănit. Îmi place de Iov, a zis Dumnezeu, este un slujitor al meu, mă bucur de el. Iov este un om neprihănit. S-a uitat Dumnezeu la David și despre David Dumnezeu a zis, a, David este un om după inima mea, asta este părerea mea, a zis Dumnezeu despre David. S-a uitat Dumnezeu la Daniel și a zis, Daniel este un om temător, temător de mine, un om cu frică de Dumnezeu, un om care se roagă, îmi place de Daniel." Cine ești tu? Dar ce zic oamenii despre tine? Ce zic frații din biserică despre tine? Te-a întrebat asta? E același răspuns la întrebarea cine ești, cel pe care ți-l dai tu și cel pe care îl dau alții despre tine este același răspuns. Dacă mă uit la Ioan Botezătorul, observ un răspuns pe care omul acesta l-a dat. Atunci când a fost întrebat: Tu cine ești? Un răspuns pe care aș vrea să-l însușim, frați și surori, stimați prieteni care sunteți aici. Ioan a fost cel care s-a văzut pe sine însuși așa cum era. N-a spus: Eu sunt Cristosul. Păi, nu vi se pare dumneavoastră că uneori vrem să pozăm drept alții? Nu vi se pare, dumneavoastră, că uneori în anumite circunstanțe vrem să ne dăm drept alții, ceea ce de fapt nu suntem? Și vreau să vă spun că Biblia, în dreptul acestor oameni care vor să-și pună o anumită mască, are un cuvânt greu de spus. Și le spune acestor oameni că sunt oameni cu două fețe, oameni fățarnici, ipocriți. Ioan atunci când a fost întrebat, tu cine ești? El a spus, eu sunt cel despre care vorbea prorocul. Există ispita aceasta în noi să ne dăm drept alții. Știți că în Scriptură există un episod în viața poporului lui Dumnezeu, deja începeau să cucerească Canaanul, o luau așa bucată cu bucată și uh, alungau pe cei care erau acolo. Și într-o zi, la liderii evreilor apare o delegație de oameni care spun, oameni buni, noi am venit să facem o înțelegere cu voi. Am auzit despre voi, am auzit despre Dumnezeul vostru, noi venim de departe, uitați-vă la hainele noastre, arată cam, cam uzate, încălțămintea noastră este destul de uzată, pâinea din uh, straițele noastre este mucegăită, noi venim de departe și pentru că venim de departe, vrem să facem o înțelegere cu voi. Și liderii vremei de atunci n-au întrebat pe Domnul, au încheiat această înțelegere cu acești oameni care nu erau nimeni alții decât gabauniții, și apoi gabaoniții și-au dat arama pe față zicând, păi știți, noi suntem de aici, de undeva de aproape. Și atunci Iosua și cei care erau acolo au spus, de ce v-ați dat drept alții? Deci, de ce n-ați spus cine sunteți de fapt? De ce ați venit cu aceste cuvinte înaintea noastră? De ce? Și au spus, păi ne-a fost frică de voi. Suntem uneori ispitiți să ne dăm drept alții ori ne fofilăm căutând să nu arătăm cine suntem de fapt. În orașul nostru, într-o zi, imediat, imediat, nu chiar imediat după Revoluție, dar oricum la început, a început să se predea religia în școli și cum era în vremea de atunci, profesorul de religie își căuta elevi prin clase. Și bătea la fiecare ușă, intra, cerea voie profesorului care era acolo și întreba în clasa aceasta există unii ziceau pocăiți, alții ziceau Pentecostal, baptiști și oamenii ridicau mâna, îi nota pe hârtie și mergea mai departe. Și așa își aș făcea o grupă ca să poată să se predea religia. Intrând într-o clasă, un profesor de felul acesta a pus aceeași întrebare. Există cineva aici penticostal baptist? Și un băiat de liceu a ridicat mâna și a zis, eu sunt. L-a notat și a plecat. După ce s-a închis ușa, profesorul care era la catedră s-a oprit din predarea lecției, s-a uitat țintă la cel băiat și a spus Tu ești pocăit? Pentru că n-a dovedit lucrul acesta. Pentru că în relația pe care a avut-o cu profesorul, n-a arătat că este cine ar fi trebuit să fie și s-a dat drept altul. Asta este o situație, dar alte ori ne dăm oameni de treabă, oameni buni. De exemplu, cum au fost frații lui Iosif. Vă aduceți aminte de istoria aceasta: când Iosif era acum un om mare și tare. Când frații lui au venit după mâncare și aveau mare nevoie de Iosif și după ce lucrurile au început să se precipite dintr-un anumit punct de vedere, ei crezând că acum a venit momentul când să poate să primească o pediapsă pentru ceea ce ei au făcut, ei au zis, noi suntem oameni de treabă. Dar numai de treabă nu erau. Că știa Iosif ce a făcut cu el, cum l-au prins, cum l-au vândut, și cum au continuat să trăiască o viață de minciună înaintea Tatălui față de ceea ce i-au făcut. Cine ești tu? Ești cel care se vede pe sine așa cum este sau încercăm să pozăm? Să ne dăm drept alții. Deseori ați auzit și dumneavoastră, cum am auzit și eu, că înaintea lui Dumnezeu nu putem să ne dăm drept alții, pentru că Dumnezeu trece dincolo de ceea ce se vede. Dumnezeu știe ce gândesc eu acum și ce gândiți dumneavoastră. Și Dumnezeu știe acum dacă dumneavoastră mă urmăriți pe mine și dacă eu pot să mă concentrez și să vă, bun, să vă spun mai departe predica. Dumnezeu știe toate aceste lucruri. Ioan s-a văzut pe sine așa cum este. Al doilea lucru pe care îl observ în viața lui Ioan este că omul acesta, la întrebarea cine ești tu, a răspuns: Eu sunt cel care cunosc mai mult decât voi. Eu sunt cel care știu mai mult decât voi. Și textul acesta pe care l-am citit, și versetele următoare. Vorbesc despre faptul că Ioan spune: Oameni buni, eu îl cunosc pe acel Mesia, pe acel Hristos despre care voi vorbiți, mai mult decât îl cunoașteți voi. E adevărat că nici eu nu l-am cunoscut de la început, așa cum îl cunosc acum, pentru că Dumnezeu mi s-a descoperit și mi-a spus așa peste cel peste care vei vedea că va veni dul, Sfânt, vei ști că El este. Și în versetele următoare, Ioan Botezătorul spune despre Domnul Isus: El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, binecuvântat să fie Domnul. Cu alte cuvinte, Ioan spune, eu îl cunosc mai mult decât îl cunoașteți voi. Frați și surori, Simați prieteni care sunteți aici, îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Știți că dacă o să vorbiți mâine, poate cu colegii dumneavoastră și o să se întrebați dacă El cunosc pe Hristos, știți că cei mai mulți o să spună că îl cunosc? Sigur, în felul lumii vom zice noi. Aș vrea să vă spun că este o mare bucurie când vezi în biserică copiii și tineri. Este o mare bucurie. Multă vreme am fost în mijlocul tinerilor căutând să-i învăț adevărurile lui Dumnezeu. Mulți dintre ei, după ce terminau clasa 12-a și veneau aici, în Cluj, cei mai mulți nu mai veneau acasă, dar mulți dintre ei vreau să plece de acasă botezați. Părinții zgribuliți toți, ar fi vrut să nu, plec, să nu plece copilul de acasă, la facultate, aici, la Cluj, să nu fie cumva botezat. Și-aș vrea să vă spun că, în experiența mea de slujitor, am botezat oameni, tineri, și nu toți îl cunoșteau pe Domnul. Nu toți. S-a văzut pe parcurs, pentru că unii dintre ei au renunțat. Au renunțat la Domnul, au renunțat la biserică, au renunțat la credință, au renunțat. Este așa de bine să crească copiii și să vină tineri aici la biserică, este așa de bine. Dar știți că există și un pericol să se obișnuiască cu Dumnezeu, să se obișnuiască cu uh, Scriptura, să se obișnuiască cu programele pe care, cu slujbele pe care le avem, să se obișnuiască și când vine vârsta la care ei gândesc că ar trebui să se boteze se uită în stânga, în dreapta au o, o prietenă, au un prieten și spun hai, nu ne botezăm împreună că doar e fain să fim toți acolo împreună, îmbrăcați în alb și e frumos dar nu asta trebuie să primeze avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru copiii noștri bunicii au responsabilitățile lor, dar ei nu sunt responsabili de creșterea copiilor noștri. Am și eu un băiețel de 5 ani și vă dați seama că știe cele mai multe versete din Biblie, din biserică, cântă cel mai bine, e cel mai cuminte. Nu mă credeți, nu, nu este așa, bineînțeles că nu este așa. Dar încerc și eu să stau aproape de el. Și să-i spun cât de important este să-l cunoască pe Domnul. Cât mă pricep să mă cobor și eu la nivelul lui. Într-o zi îmi spune, tati, la grădiniță a venit un păstor, ca și tine. Păi ce păstor a venit la voi la grădiniță? Și îl întreb, cum era îmbrăcat? Și el mi-a zis, sunt negru. A, bun, ca și mine era, un păstor ca și mine era. Și ce ne-a pus întrebări? Și am răspuns și eu acolo. Și altceva? Păi ce ne-a pus să ne rugăm? Și ce ai făcut? Păi zice, știi, eu m-am rugat așa cu cuvinte. Eu l-am învățat rugăciunea tatăl nostru și am spus, printre altele, poți să te rogi și altfel. Te rogi pentru mami, pentru tati, pentru soră ta, te rogi zici și tu ceva acolo, acasă, încercăm să-l învățăm. Și el a zis, asta este rugăciunea cu cuvinte. Și am zis, ce ai făcut la grădiniță? Te-ai rugat cu cuvinte? Mă gândeam acum, ce-o fi zis? Și a zis, da. Și ce a zis pastorul, i-am zis? A zis că el n-a mai auzit o rugăciune de felul acela. A zis, nu e nicio problemă. Și mi-am dat seama ce important este să îl învăț pe al meu, pe copilul meu, pe copiii mei, în primul rând, să-l cunoască pe Domnul. Frați și surori, Vremurile sunt grele, trăim vremurile din urmă și așa de puțini oameni ajung să-l mai cunoască pe Domnul. Sigur că ați auzit desiori diferența aceasta între a-l cunoaște pe Domnul și a cunoaște despre Domnul, însă aș vrea să vă spun doar atât. Oamenii care ajung să-l cunoască pe Domnul sunt oamenii binecuvântați. Oameni care beneficiază de iertarea lui Dumnezeu, oameni care beneficiază de mângâierea lui Dumnezeu, și în vremea aceasta, când există atât de multe neliniști, avem nevoie de mângâiere de la Domnul. Oameni care îl cunosc pe Domnul sunt oameni care beneficiază de putere de la Dumnezeu, de credință de la Dumnezeu și de toate acestea și de multe altele, eu și dumneavoastră avem nevoie. Și Domnul să ne binecuvânteze. Dar se va întâmpla asta dacă îl vom cunoaște pe El dar ce e de important să-L cunosc pe El, vor zice unii. Păi cum să nu fie important? Pentru că Biblia spune la un moment dat așa, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și noi toți de aici vrem viața veșnică. Domnul să ne binecuvânteze cu viața veșnică. Mai spun ceva. Și anume faptul că învăț de la Ioan, Ioan Botezătorul, la întrebarea, tu cine ești? Că el a zis, eu sunt omul care vreau să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Se spunea în profetul Isaia despre cel care va trebui să vină, despre cel care va trebui să netezească cărarea lui Mesia și Ioan Botezătorul spune, eu sunt cel care împlinesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și vezi zice, e clar, normal, a fost un om special, cu o chemare specială. Înainte ca să se nască, Dumnezeu s-a îngrijit de el, apoi pe perioada vieții lui Dumnezeu l-a binecuvântat, dar noi, ce treabă avem noi? Avem o mare treabă. Pentru că în Scriptură există multe pasaje pe care eu și dumneavoastră trebuie să le împlinim. Să nu gândim în felul acesta, păi, doar Ioan trebuia să împlinească dacă s-a profețit despre el. Dar dacă în Scriptură spune, de exemplu, că eu trebuie să fiu lumina lumii, trebuie să asculte cuvântul acesta sau nu? Dacă în Scriptură vorbește despre faptul că voi trebuie să fiți sarea pământului, acest cuvânt este pentru dumneavoastră sau doar pentru celelalte biserici din Cluj? Este pentru noi. Cine ești tu? Dumneavoastră știți că lumea asta într-o zi se va termina? Cine ești tu? Biserica noastră de o bună, de o, bună, de o scurtă vreme, a început să vină o doamnă. O doamnă care Stând puțin de vorbă cu ea, după câteva veniri la biserică, am văzut că are, și știam din spusele dânsei, care anumite probleme în viața ei personală și în viața de familie. Dar are mai multe tatuaje și aici pe mâini și stând de vorbă cu ea, totuși trăgea mâne ca să nu se vadă. Și am spus, de ce faci treaba asta? Păi zice, nu mă simt așa de bine și cred că toată lumea se uită la aceste tatuaje. Zic, dar de ce ți le-ai făcut? Și am avut o poveste pe care am spus-o împreună și am discutat câteva lucruri împreună. O femeie care alerga după identitate căutând să afle ea cine este. Pentru că a înțeles că mai devreme sau mai târziu lumea aceasta se va sfârși. Și vezi, zice, e bine, și ce dacă se va sfârși lumea aceasta? Aș vrea să vă spun ceva din Scriptură. Când se va termina lumea aceasta, așa, e o expresie generică, înțelegeți, nu intrăm acum în detalii de răpirea bisericii, de învieri și așa mai departe, dar așa generic vorbim, când se va termina lumea aceasta și ușa îndurării lui Dumnezeu se va închide, unii, și asta spunea fratele, că vor rămâne mulți afară cei care vor rămâne afară vor veni și vor bate la ușă și vor spune deschide-ne. Iar dinăuntru se va auzi o întrebare. Tu cine ești? Tu cine ești? Vocea Domnului va răsuna în ferul acesta: Tu cine ești? Și atunci cuvântul lui Dumnezeu spune că unii vor zice cum adică mă întreb pe mine cine sunt? Nu știi? Eu am fost la Betel și am predicat. Eu am cântat aici, am dirijat. Eu am profețit, am făcut minuni. Cum nu mă cunoști pe mine, Doamne? Cum îmi pui întrebarea asta cine sunt? Și Domnul va continua și va pune întrebarea Tu cine ești? Și din nou oamenii vor veni să se dezvinovățească și să spună cine sunt ei și ce au făcut ei. Și Domnul va spune atunci clar, răspicați, voi sunteți cei care ați lucrat și fără de lege. Adică despre ce este vorba aici, frați și surori? Despre faptul că unii dintre noi ne permitem să trăim duplicitar. Unii dintre noi ne permitem să venim aici la biserică, și uneori, unii chiar să facem anumite slujbe și împletim în viața noastră, din nefericire, fără de legea, păcatul. Și dacă vom rămâne în starea aceasta, aș vrea să vă spun că ușa îndurării se va închide și noi vom rămâne afară. E foarte riscant să joci teatru, e foarte riscant. Și putem să ne înșelăm unii pe alții. Eu am fost înșelat din acest punct de vedere. În sensul că unii oameni au spus că sunt oameni de treabă, oameni credincioși, oameni pocăiți. Și le-am dat crezare. N-am avut o lumină din partea Domnului în dreptul lor. Dar este foarte riscant să joci teatru. E primejdios să ombli cu jumătăți de măsură. Și uneori, unii ne aflăm în situații de felul acesta. Însă va veni momentul acela zero când toate lucrurile vor, da, vor fi date pe față. Și totodată aș vrea să vă mai spun că pentru că unii se complac în stări de felul acesta, umblând cu jumătăți de măsură, sunt oameni care caută biserici în care să se simtă bine. Aș vrea să vă spun ceva. La biserică nu trebuie să venim să ne simțim bine. Aici noi venim la biserică să ne închinăm lui Dumnezeu. Aici venim înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm ce ne spune Dumnezeu. Aici nu venim să ne simțim bine. Pentru că oamenii aceștia care caut aceste biserici în care să se simtă bine sunt oameni care au nume, dar nu au viață. Sunt oameni care au o religie. Dar n-au o relație. Sunt oameni care au cuvânt, dar n-au mărturie. Și aș vrea să mai spun ceva, și o să mă opresc. După ce se închide ușa, nu mai poți să faci nimic. Cuvinte de felul acesta le spune, mai ales la mormântări. Dar astăzi nu este nicio mormântare aici, suntem toți în viață, cu urechile deschise. Să știți că după ce se închide ușa, nu mai putem să facem nimic. Dragii mei, vom merge, nu după multă vreme, acasă fiecare. Dar rămâne o întrebare la care eu trebuie să răspund. Eu cine sunt? Tu cine ești? Amin.